Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. ANAF, adică fiscul, a făcut precizarea oficială. Darul de nuntă nu se impozitează. Nu negativ. Se caută la dinți. Și cum nu ai putut, se impozitează. Cum ai putut să dormi? Da, un pic deja însurat, nu mă mai privește. E adevărat, da. Băi, deci nu se impozitează, numai avantaje pentru cei necăsătoriți. Deși ne-a avut răbdare. Și revoluție, zic. Știi eu, cum se spune? Se impozită. Lucrurile bune se întâmplă celor care au răbdare, care așteaptă. Uite, cine a avut răbdare și nu. Acum, pe de altă parte, nici nu mai ai vreo scuză. Dragă, trebuie să ne lămurim că dacă ne impozitează. Nu se impozitează, dragă, a comunicat ANAF. Dacă nici asta nu stimulează mediul de afaceri în România, atunci ce, da. Am invitat vreo 400-500 de prieteni apropiați pentru nunta noastră și fiecare aduce darul. M-am întâlnit recent, nu spun cu cine, unde, cum, a fost nunta unei persoane cât de cât publice, gen vedetă TV. 350 de invitați, 500 de euro darul de nuntă. 175.000 încasări. Ce repede ai calculat. A, nu, am avut cu calculatorul, că nu. Și dacă pui 100 de euro tacâmul, cât poate să fie 100 de euro tacâmul? Nu mai e, tata, 100 de euro era când eram noi Oltei. Serios, așa mult ai dat tu? Acolo bubui ca lume. Eu nu cred că am dat 100 de euro pe tacâm. A, cheltuiala, da, zici. 100, da, cât plătești, dar nu dar, mă. Asta... Păi nu, dar... Cât dai la cârciumă? Când zici tacâm, cârciumă, fotografi, formație, pe vezi că la o nuntă de asta cu ștaif, ai două, deci... trei formații, așa, ușor. Nu? Aha. La vedete. Formații? Formații. Aha. Gen trupe care cântă deci muzică. Dacă ești șmecher, plătești? Adică dacă Zaf s-ar însura acum, holografii ar lua bani să cânte la el la nuntă? Oricine ia bani ca să cânte la nuntă, da. Adică eu dacă vin să rostesc câteva cuvinte pe scenă, mă plătești, nu sunt prietenul. Logic, întotdeauna am făcut. Serios? Asta. Păi hai să facem ce trebuie. Și făcut. Vezi că au crescut, adică pe vremea noastră era 100 de euro un cameraman, acum e 2-3 mii de euro că se filmează cu nu știu ce rachete, da. Mai e un fotograf încă 2 mii, trupele 20 de mii. Da, și 4 de rezervă. Adică ușor, cred că doamna a ieșit un pic pe minus. Mai nebunit. N-a ieșit pe minus, dar... Nu, glumesc, dar... Dar n-ai văzut că politicienii fac nunți de astea cu câte 400-500 de oameni odată? E mai bine că amortizezi din costuri, este de vorbire, fotograf, formație, dacă ai mulți, este biletul mai ieftin. Hai să vorbim cu poporul. Nici nu cred că mai e așa simplu totuși să strângi atâția invitați în vremurile astea. Da, ba da, să știi că lumea la nunți, da, nunta-i nuntă. Ia, ai sunați-ne, 0372069599, cred că o să avem multe telefoane de la domni, că ei se vor plânge. Deci dacă ați fost la o nuntă recent, vreau să știți și noi cât mai e darul și la câți invitați, câți au fost acolo. Așa, în mare, unde a fost, cam ce s-a întâmplat acolo, a fost cu formație, cât mai e darul. Și pentru cei care s-au căsătorit, aici nu o să avem niciun telefon. Pentru cei care s-au căsătorit recent, cât... a costat per cap de invitat. Dar puteți rămâne anonime, adică nu e o problemă. Da, se recunoaște vocea imediat. Ce faci, dragă, ai sunat la radio să spui cât am dat noi la nuntă? 0372069599. Cum mai este situația cu nunțile? Cât mai costă să te duci? Cât mai costă să organizezi o nuntă? Am vrea să știm. Apropo de știrea asta de la ANAF, că darul de nuntă nu se impozitează, deci este... Practic, în țara asta se impozitează tot. Activități independente, salarii, proprietăți intelectuale, închirieri, investiții, pensii, agricultură, premii și jocuri de noroc se impozitează cu 40%. Nu înțeleg, despre căsătorie nu se spune că e o loterie? De ce? Ba da, uite, noi putem să vorbim despre DJ la nuntă, dar dezvoltăm puțin mai încolo. DJ, cât costă DJ-ul la nuntă? Cât costă DJ-ul la nuntă? O să vorbim după... Bine, cât e tacâmul și cât e darul la nuntă în ultima vreme? Vă rog să ne sunați, să ne spuneți. Nunți? Eu ce să vorbesc? La mine a fost mică, știți foarte bine că ați fost. Și nu s-a impozitat nici atunci, ca să fiu cinstit, dar acum este oficial, ANAF a anunțat că nu se impozitează darul la nunți. Auzi, dar spune-mi tu, dacă după nuntă, miri, dau un ciubuc... Am plecat în vacanță. ...pentru chelneri, ăla se impozitează? Bună întrebare. Corect. Bună observație, da, dacă vrei să dai bacșiș la chelner. Bine, da, acolo nu, adică hai, am plătit serios, înainte. Astea sunt niște lucruri care nu se schimbe niciodată. Serios? Adică și nu vrea nimeni să se schimbe. Da, ați întrebat? Eu aș vrea să... Stimați realizatori, am care întrebat mai care mai e tacâmul la cheltuielile cât mai e darul. Da. Darurile. Da. Și ne-a scris Alin. Stai că la... Telegrafic. Da. 2000 de lei. Ce? Noi, cuplu.
deci nuntă și botez fără botez care a fost mai înainte. Aici pe mine m-a pierdut. Deci nuntă și botez fără botez care a fost mai înainte. La o vară de a nevestimii. A fost DJ și o cântăreață de populară în Târgu Mureș. Mâncarea jumate nașpa. Ce mișto e asta cu mâncarea jumate nașpa. Cu DJ. Bă, voi aveți așteptări sau aveați așteptări când mergeați la muzică? Acum cred că am scăpat de asta, gata, s-a cam terminat. Deci cine era soare se mărite, s-a măritat, acum nu mai e. Așteptările mele erau legate de sarmale. Să fie sarmalele bune, care nu mă interesează nimic. În rest, mâncarea aveai așteptări la mâncare? Nu, tu, Luca, aveai așteptări la mâncare? Da. În sensul că eu eram foarte fericit să mănânc platou ăla cu aperitiv. Restul nu mă interesa. Roșii umplute cu brânzică, nu? Toată aia, roșia cu vânătă, bărcuța, dar de gras. Nu se mai poartă acum, se poartă? Nu se mai poartă, din păcate. Se mai poartă acum? Se poartă la pomeni. Și la paratații. Slavă cerului. Aș zice. Deci schimbați-o de pe nu pe pomeni. Da. Tu, nu pierzi nimic, că? Da, am ajuns la partea asta de... Da. Te invită și știi tot cartierul și neapărat să-l invităm pe Luca. Știi cât de mult îi plac pomenile. Da. Așa, pentru să facem neapărat avem păr. Doboși de la dășuncă și cașcaval și unt. Băricuță, da. Eu apreciez coliva. Da. Dacă e să schimbăm, eu coliva o apreciez. O colivă bună nu găsești foarte, foarte de des. Eu nu pot să mănânc colivă. La anunți, standardele au crescut de la an la an și tot mai greu și te faci de râs că ai chestiile astea. Doamne, și cum mă te faci? Cu ce? Nu mai merge ceva. Să n-ai și tu un DJ-ul deja e așa, ultimă instanță. Serios? Formație, un animator. De ce în ultimă instanță, mă? Că un DJ bun poate să-ți facă petrecerea ca lumea. Stai. Deci tu ai de preferat să ai muzică live, că acum se poartă chestia asta. Și stai și tu un band, măcar unul de cover, dacă nu-ți permiți unul mainstream. Stai așa, nu că zis un cuvânt animator. Adică trebuie MC. Să fie unul... Adică MC, da. Nu, se poate MC. Aia pe la hotelurile alea all-inclusiv, în care nu te lasă să stai liniștit la plajă, că vine și... Mai mult sau mai puțin. Acum toată lumea în apă și acum toată lumea pe dans. Și ajută acum... evenimentul să nu treneze. Da. Cum adică? Înțelegi? Hei, bună seara, bine v-am găsit la nunta lui Marcel bună și Ioana. Bună seara, acum au venit sarmalele. Prezintă dansul mirilor, există... prezintă tot soiul de momente. Cum adică prezintă? Eu am fost MC la nuntă. MC la nuntă? Da, pentru și detalii mă găsiți pe Instagram. Serios? Și e pe bani? E pe bani, da. Auzi, mă, Luca, nu vrei să facem... Ba da. Să facem dumping. Să spargem piața asta de MC, de nunți. Și să noi să zicem că mergem... E mult dumping, ha? Oricum. Nu, mergem gratis. Practic, numai dacă aveți bărcuță de aia și doboși de șuncă și cașcaval, mergem gratis. Eu nu cred în propunerea asta făcută de tine niciodată. Eu nu mă duc, dar ca să stric șustele unor MC de ăștia, așa, care iau bani ca să strige, au venit sarmalele, m-aș băga. Nu e chiar, vezi că nu-i simplu. Vezi că nu-i simplu. Păi nu, că e plictiseala de pe lume. Nu e plictiseala de pe lume, că nu e un eveniment în aer liber unde prezinți o serie de formații, sunt întotdeauna alți invitați. Și lucrurile se schimbă, obiceiuri diferite și așa mai departe. Ce obiceiuri? Nunta și mireasa care are tot soiul de pretenții, nu ce de la MC. Ce pretenții are mireasa? Nu e, și crește regia, crește și tariful. Uite, da. Nina spune că la Mangalia, sâmbăta trecută, a dat 1500 de lei la o nuntă. Ceea ce... 300 de urici? Sunt 300 de euro de fes, da. Dar îmi place foarte... A, uite, încă o variantă de la Miron, la mărginimea Sibiului, 1200 de invitați. Că ai zis că nu prea mai merge lumea la anunți. Eu am zis duminică. 1200 de invitați. Duminica cu. A făcut 1200 multe. De invitați, 150 de euro de persoană. Și a strâns. El a făcut socoteala că poate să-și ia 1000 de oi. Cu banii ăștia, că acolo asta meniul e... a fost bazat pe brânză, nu? Fiind la mărginile. Îți dai seama, cel mai probabil. Practic da. Totul a fost cu brânză. Băieți, băi, am fost anul trecut prin... cumva prin noiembrie, nu mai știu, octombrie, noiembrie, ceva de genul. Am fost la o nuntă în Vaslui, nu în oraș, într-un sat pe lângă Vaslui. Am fost singur și mă gândeam, zic să dau și eu ca la București, zic, singur, dau și eu 10 milioane, zic, și aia e, 1000 de lei. Ce credeți, mă, să mă bată nașul că le stric nunta? Păi cum, păi nașul dă 1000 de lei cu nașa și tu dai 1000 singur? A trebuit să dau 500 de lei și a fost super mulțumit de toată lumea. Mâncarea a fost super ok, super multă, super bună. Băutura la fel, muzică la fel. Aici, în București,
dai 2000 de lei ușor o familie și mănânci niște pomfleuri cu niște dungi trase cu ketchup în farfurie și la revedere. Niște dungi trase cu ketchup. Pomfleuri cu... Se poartă harta asta cu sosuri. Fine dining. Puteți, da, fine dining. Se face plating. Și îmi place foarte mult, uite și tineretul cum gândește, ne-a scris Alex, care are 24 de ani și jur că, zice el, sunt fotograf, am 24 de ani și jur că sunt exact ca domnul care a recunoscut că oricât ar crește prețul motorinei, el tot de 50 de lei bagă. Așa și eu. 100 de euro dau la anunți, oricât ar crește prețul, deoarece am avertizat pe prietenii mei că suntem prea tineri și săraci să mergem la anunți. Foarte bun. Bravo, domnule. O atitudine foarte corectă. Asta lasă că vezi tu până când vine momentul să te însori. Și acolo să ai unele discuții apropo de ce și cum. Bun. Știrea momentului, ANAF nu impozitează anunțile. De la asta ne-am luat. Sper să nu fie doar a momentului. Mm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.